Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia și vă spun bun găsit! În minutele care urmează, vă redau continuarea interviului cu Cobra despre era vărsătorului și activarea acestei energii care va cuprinde planeta și oamenii. De data aceasta, Cobra vorbește despre evenimentele actuale și vindecarea spirituală a omenirii. Vă reamintesc că discuția dintre Debra, cea care a realizat interviul, și Cobra a fost înregistrată în data de 8 decembrie anul trecut. Haideți să vedem ce ne spune în continuare Cobra. Debra, aș dori să vorbim acum puțin despre unele evenimente actuale și, desigur, o preocupare principală în mintea tuturor este antidotul împotriva pandemiei. Oamenii care sunt adormiți se întreabă îngrijorați când îl pot obține, crezând că le va permite să se întoarcă la viața lor normală, în timp ce cei treziți se întreabă îngrijorați cum nu îl pot obține. Dar în toate părțile se simte că trăim în prezent într-un film de ficțiune științifică, cu acțiuni disperate ale întunericului pentru a se grăbi cu agenda lor distopică a noii ordini mondiale și pentru a menține masele înrădăcinate în frică. Întunericul se grăbește cu planul lor din cauza vibrației planetare superioare pe care o aduce era vărsătorului, care va accelera sosirea blițului solar și evenimentul. Cobra. De fapt, da, forțele întunecate sunt conștiente de sosirea evenimentului, a erei vărsătorului, a blițului solar, a blițului galactic. Toți sunt conștienți. Adică liderii de vârf ai forțelor întunecate sunt conștienți de acest lucru și se tem de acesta. Știu că acest lucru se va întâmpla și ar dori să îl prevină. Și, de fapt, chiar faptul că și-au executat planurile în acest an înseamnă că știu că acest lucru va veni în curând. Este un semn al disperării și fricii lor și nu un semn al puterii lor. Și-au activat planurile pentru că știu că acest lucru se va întâmpla în curând și asta fac pentru a preveni acest lucru. Debra. Și, desigur, știm că nu vor putea preveni acest lucru, corect? Cobra. Desigur, nu vor putea preveni acest lucru. Ne pot aduce câteva momente foarte dificile, dar nu vor putea preveni evoluția planetară și eliberarea planetară. Nu este posibil. Debra, bun. Ei bine, până când se va întâmpla evenimentul? Aceste energii puternice care intră pe 21 decembrie 2020 vor fi suficiente cât să risipească planurile lor cu pandemia înainte de a deveni foarte periculoase pentru umanitate? Cobra. Ce vor face acele noi energii vor corecta linia temporală. Modul exact în care se va desfășura această bătălie nu este posibil să fie prevăzut. Există pur și simplu prea multe variabile, prea mulți factori diferiți în joc. Și unul dintre acești factori foarte importanți este modul în care lucrătorii în lumină își vor urma misiunile în general. De fapt, în 2019, mulți dintre lucrătorii cheie ai luminii au făcut greșeli cruciale, au luat decizii stupide, au făcut niște lucruri foarte, foarte urâte. Și acesta este unul dintre motivele pentru care acest plan întunecat a putut să meargă chiar atât de departe. Deci acțiunile au consecințe, atât de multe sunt în mâinile oamenilor, în special ale persoanelor cheie de pe suprafața planetei. Debra. Da, și de aceea este important să facem lucruri precum meditațiile în masă. Efectul pe care l-am putea avea pentru unele dintre aceste planuri nefaste este proporțional cu numărul de persoane care participă la meditație. Știu că ați spus că masa critică este cea mai importantă, dar dacă putem medita 1 milion sau mai mulți oameni, va ajuta acest lucru să risipească unele dintre aceste planuri ticăloase? Cobra. Fiecare persoană care meditează, cu cât meditează mai mult, cu atât mai mult poate schimba o anumită situație. Deci este cu adevărat important să convingeți cât mai mulți oameni să mediteze. Debra. Bine, revenind la pandemie, în ce măsură este o înșelătorie în acest moment? Cobra. Pandemia este reală. Situațiile care sunt proiectate, distorsiunea datelor,
Distorsiunea faptelor din jurul acestui virus fac de fapt parte din agendă. Deci, forțele întunecate folosesc această pandemie și această boală pentru a proiecta situația planetară către un viitor mai întunecat. Debra. Bine, deci să fim conștienți de asta. Adică, păstrați-vă în siguranță, dar nu credeți tot ce auziți, nu? Măsurile de blocaje încep iarăși să fie implementate. A ajutat meditația împotriva blocajelor proiectate zilnică să le întârzie într-o oarecare măsură și ar trebui să o facem în continuare? Și de asemenea, ce spuneți de meditația săptămânală, finalul pandemiei? Cobra. Da, cu siguranță meditația contra blocajelor a avut rezultate destul de semnificative, deoarece sunt oameni pe întreaga planetă, mai ales în anumite poziții din guvern, care rezistă deschis acestor blocaje. Deci este foarte bine să continuați cu meditația respectivă și să continuați cu meditația antipandemie pentru a reduce răspândirea acestei boli. Ambele meditații sunt încă foarte importante. Debra. Bine, acum să discutăm despre un alt subiect, despre care s-a vorbit foarte mult în întreaga lume, și anume alegerile din Statele Unite. Ați afirmat că forțele luminii spun că oricine va deveni președinte nu va influența planul general de eliberare planetară. Aceasta deoarece energiile erei vărsătorului vor neutraliza orice acțiune nefavorabilă a oricăruia dintre candidați care va ajunge în funcție. Sau există un alt plan care nu va implica niciun candidat? Probabil că vom avea alte alegeri. Cobra. Planul de eliberare planetară, planul evenimentului, planul arestărilor în masă, nu include președintele Statelor Unite. Debra. Bine, deci spuneți că această persoană nu ar avea nicio influență și chiar nu contează. Cobra. Adică președintele poate avea o oarecare influență, dar cel care decide cu adevărat ce urmează să se întâmple când vor avea loc arestările în masă, nu este președintele Statelor Unite. Debra. Bine, ați menționat că există o tranziție în Statele Unite ale Americii. S-ar putea ca acest lucru să se mute la o altă formă de guvernare? Adică are legătură cu frauda electorală? Ați afirmat că atât Constituția Statelor Unite, cât și Declarația de Independență vor avea un rol important în evenimentele care urmează să aibă loc în Statele Unite în următoarele câteva luni și care vor avea un impact global. Puteți să împărtășiți care sunt aceste evenimente sau ce puteți spune despre această situație? Cobra. Ceea ce este foarte important și se întâmplă acum este expunerea fraudelor electorale. Acest lucru a creat anumite condiții în conștiința globală. Oamenii sunt mult mai conștienți de cât de coruptă este cu adevărat clasa politică și acest lucru creează anumite condiții în care este mult mai ușor să declanșezi evenimentul. Deci, face parte din procesul de trezire globală. Debra. Bine, bun. Mă întreb dacă acest lucru are legătură. Mulți oameni îl urmăresc pe Charlie Ward, care a declarat recent că generalul Flynn va conduce 17 națiuni militare în cea mai mare operațiune militară din lume pentru a restabili libertatea și drepturile omului de pe planetă, cu arestări în masă a fiecărui criminal corupt, fără a fi exclus niciunul. Vom fi sub legea militară americană, pentru ca aceștia să respecte legea stabilită în 1776 prin Declarația de Independență. Fiecare națiune va fi atunci liberă. Puteți confirma sau nega că există o operațiune militară multinațională în curs de arestare a ocultei? Se efectuează în prezent arestări în masă? Și galacticii vor fi implicați în vreo operațiune la suprafață? Cobra. De fapt, există un plan pentru arestările în masă, dar încă nu se întâmplă. Ceea ce tocmai ați spus este, aș spune, corect într-un anumit grad, dar arestările în masă, atunci când vor avea loc în realitate, vor fi cunoscute publicului. Nu va fi pe așa numitele site-uri alternative. Va fi peste tot, cu dovezi, cu fotografii,
cu orice. Debra. Bine, dar puteți confirma că există o operațiune militară multinațională în derulare? Cobra. Aș spune că există o alianță a unor lideri superiori din Armata Statelor Unite, China, Rusia și alte câteva țări, alianță care este implicată în operațiunea planetară de arestare în masă. Debra. Ați declarat în interviul cu We Love Mass Meditation că nu suntem încă într-un loc în care opțiunea Delta ar fi inițiată. Este Delta o opțiune care se va întâmpla, probabil, sau am putea să ocolim această opțiune? Cobra. Este posibil ca acea opțiune să fie declanșată. Există mulți factori care contribuie la această decizie și decizia nu a fost încă luată. Și condițiile nu sunt încă potrivite pentru acest lucru. Și dacă se întâmplă aceasta, veți ști, va fi evident. Debra. Vor ajuta energiile erei vărsătorului pentru a diminua, a reduce această opțiune? Cobra. Nu aș spune că ar atenua această opțiune. Vor lua deciziile mai clar. Aceasta va face planurile mai aliniate, mai armonizate și mai eficiente. Orice trebuie să se întâmple, se va întâmpla când va fi momentul potrivit. Debra. Bine, deci, ele de fapt ar putea să ajute. Ar trebui ca Biden sau Trump să fie declarați câștigătorii finali și să fie numiți în funcție. Și ne-am putea aștepta la revolte la nivel național și ar putea duce la punerea în aplicare a legii marțiale? Au crescut sau au scăzut șansele războiului civil din Statele Unite? Cobra. Aceste șanse au scăzut ușor, iar acum este aproximativ, aș spune că aproximativ 25-26%. Ce spuneți de revolta care ar putea avea loc și de legea marțială? Cobra. Revoltele sunt posibile deoarece au fost proiectate de anumite facțiuni, aș spune. Legea marțială este de asemenea posibilă, dar legea marțială poate avea multe semnificații diferite. Există multe motive diferite în spatele acestei legi marțiale. Practic, legea marțială poate face parte din planul de opțiuni Delta, sau poate face parte de asemenea din planul evenimentului. Debra. Să vorbim o clipă despre situația financiară. Știm că forțele luminii au planuri de resetare a sistemului financiar în momentul evenimentului. Dar și forțele întunecate au planurile lor proprii pentru resetarea financiară globală în încercările lor de a crea un sistem financiar mondial unic. Ați indicat din nou în interviul dumneavoastră cu We Love Mass Meditation că acest lucru nu se va întâmpla, dar că forțele întunecate vor face tot ce le stă în putere pentru a ne aduce cât mai aproape posibil. Atât de curios, cum arată cât mai aproape? Este necesar să luăm măsuri de precauție acum? Și dacă da, ce ne sugerați? Cobra. Din nou, ne aflăm în această bătălie finală a liniilor temporale și este foarte greu de prezis cât de departe va merge planul întunecat. Deci este imposibil de spus. Cu cât ne facem mai mult munca, cu cât ne aliniem mai mult în meditațiile și acțiunile noastre zilnice, cu atât mai mulți oameni își fac cunoscută vocea, expun ce se întâmplă, împărtășesc informații, fac tot ce este necesar și cu atât mai mult putem evita acele scenarii negative. Debra. Și o întrebare interesantă. Ce spuneți despre misteriosul stâlp monolit metalic triunghiular care a fost găsit într-un deșert îndepărtat din Utah, Statele Unite, care a fost mediatizat mondial, mai ales după ce a dispărut 2 săptămâni mai târziu? Și apoi, în același timp, s-a întâmplat de cealaltă parte a lumii în România, apoi a apărut altul în California. Care este povestea din spatele acestor monoliți? Sunt doar o farsă? Sunt semne de la galactici? Cum sunt cercurile din lanurile de cereale sau ar putea fi ceva folosit în scopuri nefaste? Cobra. Acești monoliți fac parte dintr-un proiect artistic și faptul că proiectul artistic a făcut știri, chiar acum, este un semn al energiei vărsătorului care începe acum. Aceasta este tocmai imaginea epocii vărsătorului. Energia acestor monoliți ne conectează la misterul universului. Ne aduc amintirile filmului Space Odyssey,
aduc conexiuni cu vechile amintiri ale Atlantidei. Deci, fac parte din trezirea globală. Debra. Interesant. Ei bine, misterul s-a rezolvat. Îmi place să vorbesc acum despre vindecare și practica noastră spirituală. Mai ales de la data portalului 11.11, multe persoane, special lucrătorii în lumină, raportează oboseală extremă, dureri de cap, amețeli, greață, vibrații intense ale corpului și o creștere puternică a simptomelor dureroase. Acest lucru se datorează intensității extreme a undelor energetice care lovesc planeta prin erupțiile solare neobișnuite și în creștere? Cobra nu face parte din, a spune, bătălia finală în care forța luminii elimină întunericul și întunericul contraatacă. Atât de multe entități îi atacă pe lucrătorii în lumină, toate aceste tehnologii, tehnologiile scalare, creează majoritatea acestor simptome. Debra. O, interesant. Bine, dar sunt înregistrate erupții solare în creștere. Acestea vin în pregătirea evenimentului care se apropie, eventual pentru a ne aclimatiza corpurile câte puțin? Cobra. Nu. Acesta este doar începutul noului ciclu solar, unde minimul solar este chiar în urma noastră. Și acum începem încet să intrăm în noul ciclu solar. Debra. Bine, o parte din oboseala pe care o experimentează lucrătorii în lumină ar putea fi cauzată de implicarea în operații galactice și bătălii în planul astral în timp ce dorm? Cobra. Da, într-o anumită măsură. Debra. Da, pentru că mulți oameni raportează visele în care participă la astfel de activități. Și mulți lucrători în lumină se confruntă de asemenea cu insomnie sau cu somn perturbat. Ar ajuta vreunul dintre protocoalele actuale, precum Comanda 771 sau Comanda 1221, privitor la acest lucru? Sau mai aveți și alte sugestii? Cobra. Da, aceste protocoale ar ajuta foarte mult. Pot ajuta foarte mult. Debra. Deci, a le invoca înainte de a dormi ar ajuta. Cobra. Da. Debra. Bine, mulți oameni sunt plini recent de emoții negative. Care sunt motivele? Și ați putea să dați câteva sfaturi? Aceste lucruri se datorează, așa cum ați menționat, acelor arme scalare? Cobra. Da, cu siguranță. Debra. Bun, este posibil ca forțele luminii să poată stabili un protocol pe care să îl putem folosi pentru a ne ajuta să ne protejăm de atacurile entităților întunecate? Cobra. Unul dintre cele mai eficiente lucruri este invocarea flăcării violet și invocarea acelei comenzi. Puteți apela echipa voastră prin Comanda 1221 și puteți solicita protecție. Puteți folosi coloana de lumină. Există și alte tehnici de protecție. Unele dintre ele sunt publicate pe blog de ani de zile. Debra. Da, este adevărat că unele persoane cu vibrație înaltă sunt lăsate în pace de către întuneric? Devenim mai invizibili prin întuneric cu cât ne ridicăm mai mult vibrația? Cobra. Acest lucru va fi adevărat atunci când se va elimina suficient din construcția matricei. Debra. Este bine de știut. Rănirea și stresul emoțional pot cauza scăderea vibrației noastre. Suplimentar la protocolul Comanda 771, aveți și alte sugestii pentru a ne ajuta să ne vindecăm corpurile emoționale? Cobra. Există mulți vindecători care pot utiliza tehnici variate pentru a ajuta la vindecarea corpului emoțional. Și oamenii care au traume emoționale pot folosi acele modalități diferite de vindecare și pot vizita vindecătorii spre a ajuta în acest proces. Debra. Ați menționat că eliminarea implanturilor va începe după 21 decembrie 2020. Ceea ce este o știre grozavă. În ce moment vom fi capabili să simțim rezultatele și ce vom simți? Cobra. Din nou, așa cum ați spus, acest lucru poate fi așteptat într-o lună sau două, iar rezultatul va fi conexiunea mult mai ușoară cu sinele nostru superior.
și vă veți simți în general mult mai bine ca urmare a infuziei de mai multă lumină în câmpul vostru energetic. Debra, ce se va întâmpla după intrarea energiilor erei vărsătorului cu cei care sunt treziți spiritual? Și ce ne puteți spune despre cei care nu sunt treziți spiritual? Cobra. Pentru cei care sunt treziți spiritual, va fi o mare împingere înainte. Va fi, așa cum am spus, mai ușor pentru ei să se conecteze cu sursa, cu sinele lor superior. Și cei care nu sunt treziți vor avea mai mult, a spune o experiență cutremurătoare, în care vor trăi un cutremur emoțional, deoarece acele două energii vor începe să declanșeze emoțiile suprimate. Și mai ales, pe măsură ce mai mult din construcția matricei este eliminată, acele energii vor activa oamenii. Tot ceea ce a fost suprimat va începe să iasă la suprafață. Debra, deci este important să avem compasiune pentru toți, prin ceea ce trec. Unii lucrători în lumină susțin că trăiesc acum în 5D, dar mulți încă nu au experimentat acest lucru. Va fi mai ușor după 21 decembrie 2020 să accesăm energia 5D și puteți descrie cum se simte energia 5D? Cobra. Da, pe măsură ce din ce în ce mai multe implanturi vor dispărea, va fi tot mai ușor să vă conectați cu acele energii din dimensiuni superioare. Energiile din a cincea dimensiune sunt energii ale fericirii, ale luminii, ale iubirii. Adică toți cei care au lucrat cu ei înșiși au experimentat aceste energii la un moment dat în viața lor. Debra. Energia 5D este cu siguranță una fericită, dar din moment ce suntem încă în corpuri 3D, trăim o experiență 3D. Ce sugestii aveți pentru a gestiona trăirea în 3D după ce ați experimentat o privire asupra lui 5D? Deoarece lumea 3D se poate simți atât de grea și haotică. Cobra. Scopul este ca, după ce experimentați energiile 5D, să ancorați aceste energii în corpul vostru fizic și în împrejurimile voastre fizice. Deci acele energii au venit pentru a fi ancorate, pentru a fi integrate în lumea fizică. Debra. Chiar dacă pământul nu se va rupe fizic, așa cum a spus în ultimul nostru interviu, în timp ce trecem la momentul evenimentului, se va forma o mare diviziune de linia temporală între cei care se identifică cu vechiul pământ și cei care se identifică cu noul pământ. Unii spun că cei care trăiesc pe noul pământ nu vor putea nici măcar să asiste sau să fie afectați de haosul dezmembrării vechiului pământ. Este adevărat? Cobra. Ei bine, a spune că este o exagerare. A spune că cei care sunt mai aliniați cu energiile 5D vor avea o experiență mai spirituală, o experiență mai pașnică. Și cei care se agață de lumea veche vor avea parte de un proces mult mai dificil. Dar va fi în continuare aceeași realitate fizică, realitate exterioară pentru ambele tipuri de oameni. Deși cei care sunt mai conectați cu sinele lor superior vor avea o perioadă mult mai ușoară în tranziție. Debra. Bine, știm că este crucial să ne conectăm la sinele nostru superior în aceste vremuri. Dar, după cum ați menționat, armele scalare și alte mijloace nefaste creează o deconectare. Cum putem realiza mai bine această conexiune? Cobra. Este bine să meditați, să vă conectați cu natura și să vă conectați la ceea ce este bun și frumos. Debra. Ați menționat că, într-o operațiune recentă, cei din comandamentul Ashtar și-au repoziționat navele mamă pentru poziția lor finală și sunt gata să transmită energii pentru a declanșa evenimentul și pentru a elimina întunericul rămas. Cum putem primi mai bine aceste energii? Dacă le primim, va da oarecare putere lucrătorilor în lumină pentru a fi gata pentru misiunile lor în timpul străpungerii finale? Cobra. Pentru a vă conecta cu acele nave mamă, trebuie să vă extindeți conștiința dincolo de orbita lunară. Și dacă veți reuși să faceți acest lucru,
veți putea simți energia acelor nave mamă și vă pot trimite ceva vindecare și vă pot reechilibra și câmpul energetic. Debra, cum ne sugerați să facem asta, extinzându-ne conștiința dincolo de orbita lunară? Cobra, intrați doar în meditația voastră și puteți călători doar în mintea voastră, în meditația voastră. Puteți călători, puteți vizualiza cum treceți dincolo de orbita lunară și vedeți ce se întâmplă. Debra, vom primi vreo vindecare înainte de eveniment, astfel încât să ne putem asuma în mod eficient rolul de lider pentru a ajuta umanitatea să navigheze în energiile superioare și dezvăluirea pe care evenimentul o va aduce? Cobra, da, procesul de vindecare va începe de îndată ce va fi eliminată suficientă tehnologie negativă. Energiile de vindecare vor începe să curgă treptat, dar vindecarea completă se poate întâmpla numai după eveniment. Debra, aș dori să vă pun acum câteva întrebări despre eveniment și înălțare. Ați spus că unul dintre obstacolele în calea evenimentului este că nu există suficientă unitate între lucrătorii în lumină. Că dacă am putea deveni mai uniți, am crea un câmp puternic de rezonanță armonică, ce ar permite forțelor luminii să facă lucrurile mai repede și mai eficient. Acest lucru se datorează faptului că lucrătorii în lumină au o frecvență vibrațională mai mare și atunci când este unificat, aceasta este mărită. Ce se întâmplă cu această frecvență atunci când există disonanță între lucrătorii în lumină? Cobra. Lucrătorii în lumină sunt de fapt ființe care s-au oferit voluntare la un moment dat să vină aici, pe această planetă, pentru a ridica vibrația planetei. Și dacă majoritatea luptă între ei, este evident că acest lucru va crea consecințe drastice într-un câmp energetic planetar. Debra. Ei bine, veți fi fericiți să știți că există un proiect în curs de realizare care va ajuta la unificarea semnificativă a lucrătorilor de lumină, precum și la creșterea energiei zeiței. Deci, stați la curent cu asta. După cum înțelegem, principalul obstacol în calea evenimentului este reprezentat în prezent de către bombele toplet cuantice. Ne puteți spune procentajul din ce a mai rămas dintre acestea sau orice perioadă de timp în care ar putea fi eliminate? Cobra, nu pot răspunde la această întrebare. Debra, bine, dar a spus că sunt mai ușor de îndepărtat decât cele cu plasmă, care au fost eliminate la începutul acestui an, datorită succesului uneia dintre meditațiile noastre. Asta înseamnă că odată ce majoritatea resturilor cuantice rămase sunt curățate, chiar dacă există încă anomalii primare sau chimera sau arhonii prezenți, se poate întâmpla evenimentul? Și ar putea exista alte surprize care să apară? Știu că a spus că este posibil din moment ce suntem încă într-un război. Cobra. Este posibil, dar aceste surprize vor fi minore. Va fi mult mai ușor de curățat și va dura mult mai puțin timp. Debra. Și evenimentul se poate întâmpla în continuare dacă există o anomalie primară sau chimera sau arhonii? Cobra. Da. Debra. Bine, pentru că oricum vom merge la soarele central galactic, da? Cobra. Da. Debra. Bine, trebuie să vă întreb la cât de inconfortabil și periculos se poate ajunge înainte ca sursa să declanșeze evenimentul. Este probabil că va trebui să trăim într-o societate distopică planificată de ocultă înainte ca evenimentul să aibă loc? Va trebui să experimentăm lucruri precum lipsa de alimente, pandemii suplimentare, urmărirea prin supraveghere 5G, sărăcia globală sau un guvern unic? Cobra. Planurile lor sau toate acele planuri întunecate nu vor avea succes în întregimea lor. Însă, aspecte mai mici ale acestor planuri sunt deja active acum. Deci, acest lucru poate merge puțin mai departe, dar nu mă aștept să meargă mult mai departe decât ceea ce avem acum. Debra. Ei bine, asta este o veste bună. Veți împărtăși la un moment dat o descriere detaliată a fazelor de nucleație 4, 5 și 6? Cobra. Este planificat,
Dar din nou nu vă voi face promisiuni, deoarece oamenii sunt prea atașați de ceea ce spun. Și dacă nu se întâmplă exact în ziua în care spun că se va întâmpla, există probleme. Deci aș spune că este planificat să fie descris în detaliu, dar nu voi spune când și cum. Debra. Bine, care sunt câteva semne că ne putem aștepta ca evenimentul să se apropie? Cobra. Cu siguranță, energiile puternice, pozitive și tot mai multe dezvăluiri în mass media și o mulțime de evoluții interesante pe scena geopolitică planetară. Și odată ce evenimentul se apropie, va exista o accelerare a acestor activități. Debra. Suntem în continuare pe drumul cel bun pentru ca evenimentul să se întâmple, așa cum s-a explicat anterior sau a existat o modificare. Va fi declanșat în continuare de un blitz solar imens sau, așa cum speculează unii oameni, această linie temporală s-a prăbușit și acum vine în multe mini-blitzuri solare care vor continua până în 2025. Cobra. Nu va fi niciun flash sau un blitz solar. Va fi, a spune, un puls galactic care nu este încă un blitz solar mare care creează cataclismul. Deci, atunci când evenimentul se va întâmpla, nu va exista niciun cataclism global, dar va exista un puternic flash de energie și planul este în continuare același. Debra. Cum o vor experimenta diferite persoane? De exemplu, lucrătorii în lumină treziți sau oamenii disfuncționali, oamenii adormiți sau cei care nu doresc să se schimbe. Implanturile și programarea se vor rezolva automat în acest moment sau oamenii vor mai trebui să facă munca singuri? Cobra. Oamenii treziți. Pentru ei va fi o experiență foarte plăcută, fiindcă cei care au fost în negare vor trebui să se confrunte cu orice au negat. Și implanturile cu siguranță vor fi curățate într-o anumită măsură, dar va mai fi mult de lucru. Oamenii vor trebui să facă această muncă ei singuri și, bineînțeles, cu ajutorul forțelor luminii. Debra. După eveniment, corpurile noastre pe bază de carbon vor fi înlocuite cu corpuri cristaline. Această transformare se întâmplă deja cu unii care mențin o vibrație ridicată? Cobra. Da. Debra. Ce schimbări vom observa? Și acest lucru ar putea contribui la oboseala pe care o simt unii? Cobra. Suntem cu toții în corpuri bazate pe carbon. Aceasta este de fapt o idee care nu este pe deplin corectă, deci nu voi aprofunda acest lucru chiar acum, dar întreaga idee în sine este de fapt o reflectare a ideii corpului de lumină, dar acest lucru depășește sfera acestui interviu. Debra. Conform cărții Matrix 4 de Val Valerian, în momentul evenimentului, toate obiectele artificiale realizate de materiale sintetice care nu există în natură vor dispărea. El spune că acest lucru s-a mai întâmplat și este motivul pentru care arheologia nu poate găsi resturi de tehnologie avansată din civilizațiile antice. Este adevărat ceva din toate acestea? Cobra. Evenimentul nu va face să dispară obiecte artificiale. Motivul pentru care arheologia nu poate găsi resturile de plastic este că plasticul poate dura aproximativ 500 de ani, în timp ce marmura poate dura milioane sau chiar mii de milioane de ani. Majoritatea metalelor pot dura cel puțin câteva mii de ani. Deci, bineînțeles, dacă cineva ar folosi, de exemplu, plasticul în vremea egipteană, acel plastic ar dispărea de mult. Debra. Are sens. Oamenii sunt curioși cum va arăta viața lucrătorilor în lumină treziți în timpul și după eveniment. Vom fi mai ocupați ca oricând să ajutăm oamenii să facă față dezvăluirilor și să ne îndeplinim misiunile sau vom fi duși într-un paradis galactic pentru odihnă și vindecare? Cobra. Acest lucru va fi destul de individual. Anumiți oameni au fost supra-solicitați și sunt pe punctul de a se prăbuși. Vor avea nevoie de vindecare și odihnă, iar unii oameni vor deborda de entuziasm după eveniment și vor alerga continuu, ajutând pe toată lumea, trezindu-i pe toți. Deci este individual. Debra. Și vom putea alege? Cobra. Cu siguranță. Debra.
Pentru lucrătorii în lumină care sunt treziți și, după cum ați spus, obosiți de munca neobosită, din greu pentru eliberarea planetară, vor primi orice fel de prioritate de la forțele luminii atunci când vine vorba de distribuirea fondurilor, tehnologiilor de vindecare și anti-îmbătrânire? Și forțele luminii știu de contribuția acestor lucrători în lumină? Cum sunt identificați acești oameni? Se bazează pe vibrațiile lor? Și cine anume poate lua deciziile cu privire la cum și cui să distribuie totul? Cobra. Forțele luminii monitorizează activitatea tuturor lucrătorilor în lumină în acest proces de eliberare. Iar cei care au contribuit cel mai mult se găsesc pe o listă de priorități, iar aceștia sunt cei care vor fi contactați prima dată. Și la fel, cei care au o mare nevoie de vindecare vor fi de asemenea printre cei care sunt contactați mai întâi. Debra. Și în ce moment după eveniment vom avea acces la aceste lucruri? Cobra. Distribuirea acestui lucru va începe imediat după eveniment și va exista o listă de priorități. Vor fi secvențe. Vor exista protocoale și totul va merge în conformitate cu acele protocoale. Debra. Puteți vorbi puțin despre paturile medicale și despre tehnologia de întinerire care va fi disponibilă după eveniment? Din nou, cât de curând vor fi după eveniment disponibile? Și paturile medicale sunt eficiente numai în vindecarea bolilor corpurilor fizice și energetice? Sau este posibil ca acestea să inverseze complet și să oprească procesul de îmbătrânire? Cobra. Această tehnologie pe care oamenii o numesc paturi medicale este de fapt o tehnologie care aparține civilizațiilor avansate din galaxie de ceva timp și poate inversa procesul de îmbătrânire. Această tehnologie poate vindeca boala, poate repara corpurile energetice, poate repara corpurile fizice. Și aceasta va începe să fie distribuită la un moment dat după eveniment, unde există suficientă conștiință pentru acest lucru. Și din nou, primii cărora li se vor oferi aceste tehnologii sunt lucrătorii în lumină și apoi vor fi diseminate încet către populația generală. Debra. Este probabil ca tranziția către eveniment să fie pașnică dacă putem ajunge la masa critică pentru meditația din 21 decembrie 2020? Cobra. Va fi mult mai probabil să fie pașnică, da. Debra. Va fi bine să auzim despre planul ascensiunii pe care l-ați menționat în ultimul nostru interviu, care s-a schimbat și recent ați indicat că veți publica informații despre acea actualizare după 21 decembrie 2020. Se pare că procesul ascensiunii nu poate fi descris în mod clar de nicio resursă sau cantitatea limitată de informații care este transmisă populației de suprafață, are asemănări mici sau deloc. De ce este totul atât de vag și misterios? Adică, de ce rasele galactice, care sunt cu milioane de ani înaintea noastră în evoluție, de ce nu sunt capabile să descrie acest proces în mod clar? Cobra. Este o problemă de canalizare, deoarece majoritatea oamenilor care sunt, care apar sau afirmă că au contact, nu au contact real și foarte puțini oameni care au contact cu forțele luminii nu au fost suficient de instruiți pentru a înțelege planul ascensiunii. Deci, sunt foarte puțini oameni care au primit bucăți din planul ascensiunii și întregul plan. Acesta este un motiv. Celălalt motiv este că părți ale planului au fost clasificate, deoarece forțele întunecate le-ar putea folosi în mod abuziv. Așadar, după 21 decembrie 2020, mă aștept să fie lansat mult mai mult din toate acestea. Voi elibera o parte din el. Și acest lucru va începe să devină mai mult o cunoaștere comună atunci când energiile se îmbunătățesc și este eliminat mai mult din întuneric. Debra, așteptăm cu nerăbdare acest raport. În ce moment după eveniment vom începe să creăm și să trăim în insulele luminii? Conectarea și unirea cu alții lucrători în lumină este un pas pe care îl putem face acum pentru a începe acest proces? Și cum se vor forma aceste insule de lumină?
Depinde de noi să ne organizăm pe cont propriu sau vom avea îndrumare și sprijin din partea forțelor luminii. Cobra. Insulele de lumină vor începe să fie create imediat după eveniment, când lucrătorii în lumină vor începe să primească suficientă îndrumare și asistență pentru a le crea în mod corespunzător. Pentru că acum, cred, pur și simplu, nu există suficientă conștiință pe suprafața planetei pentru ca vreun grup să poată manifesta așa ceva. Debra. Aș vrea să ne folosim ultimele minute pentru a vorbi despre zeiță și frăția trandafirului. Ați afirmat că există prea puțină energie a zeiței pe planetă și că avem nevoie de mult, mult mai mult. Deci să vorbim despre cum am putea face asta și să aducem conștientizare cu privire la exact ce este această energie. Deoarece energia zeiței a fost foarte neînțeleasă în societatea noastră. Știți, bărbații vor să fie cu una și femeile vor să arate ca una, de obicei pozând în imagini sexy și numindu-se zeiță. Dar, din păcate, este vorba despre ceva mult mai profund. Chiar și unii din membrii frăției trandafirului nu înțeleg pe deplin conceptul zeiței. Deci, puteți explica cine este de fapt zeița? Este ea soarele central cosmic? Sau aspectul feminin al sursei? Sau ce se înțelege prin zeiță? Cobra, aspectul feminin al sursei, este, aș spune, cea mai apropiată descriere pe care o puteți avea pentru zeiță. Iar energia zeiței are mai multe aspecte. Unele dintre aceste aspecte sunt legate de frumusețea fizică, alte aspecte sunt conectate la principiul matern, iar altele sunt legate de compasiune. Deci există multe manifestări diferite ale energiei zeiței și toate sunt la fel de importante, deoarece toate fac parte din aceeași sursă, care este aspectul feminin al lui Unu, al Unimii. Debra. Deci, zeițele pe care le cunoaștem din povești, istorie, etc., sunt descrise ca femei frumoase care au multă putere și abilități speciale. Acestea sunt ființele superioare care au întruchipat energia zeiței și apoi s-au întrupat pe Pământ și pe alte planete în scopuri specifice? Cobra. Da, au existat multe ființe din diferite sisteme stelare care au influențat energia zeiței de pe suprafața planetei și au adus misterele zeiței. Și acestea sunt cunoscute în diferite mituri și povești din istorie. Și acestea sunt exact ființele care au adus energia zeiței pe planetă. Debra. Toate aceste ființe zeiță sunt maestri ascensionați sau de dimensiunea a cincea sau superioare? Cobra. Multe dintre acestea sunt ascensionate în acest moment, dar nu erau ascensionate în momentul venirilor pe Pământ. Majoritatea nu erau. Debra. Care este cel mai bun mod de a vă conecta cu zeița? Este direct cu sursa zeiței sau prin intermediul uneia dintre aceste ființe? Cobra. Cel mai bun mod ar fi combinarea ambelor, deoarece ambele aspecte sunt aspecte diferite ale zeiței. Debra. Este energia zeiței cea mai puternică energie din existență, cea mai înaltă vibrație posibilă? Cred că ați spus că arhonii sunt alergici la energia zeiței și că cei care întruchipează pe deplin această energie nu pot fi atinși de ei. Înseamnă asta că, întruchipând această energie a zeiței, putem avea o imunitate mai mare față de atacuri? Cobra. A spune că există aspectul feminin al sursei și există aspectul masculin al sursei. Și ambele aspecte împreună creează sursa, care este cea mai puternică energie care există. Și da, arhonii sunt alergici la energia zeiței. Și dacă într-adevăr întrupați complet zeița, atunci sunteți protejați. Dar dacă sunteți în procesul de întruchipare al acesteia, puteți declanșa o reacție alergică a arhonilor. Debra. De ce unii oameni exprimă în mod natural și emană mai multă energie a zeiței decât alții? Au fost zeițe în viețile anterioare? Cobra. Unii oameni au fost preotese și preoți ai zeiței în viețile trecute și, desigur, este mult mai ușor și mai natural pentru ei să se conecteze la energia zeiței. Debra. Oamenii care nu sunt zeițe întrupate pot emana și ei această energie?
Cobra. Practic, nu există zeițe întrupate pe suprafața planetei chiar acum, dar oamenii care sunt în legătură cu energia zeiței sunt mulți și cu siguranță emană acea energie într-un anumit grad. Debra. Mulți oameni cred că prezența zeiței este ceva pe care doar femeile îl pot invoca. Dar cum pot crește și bărbații prezența ei? Cobra. Exact la fel cum poate o femeie, se pot conecta cu prezența ei în meditațiile lor. Toate acele protocoale, toate acele meditații, toate acele căi sunt deschise și pentru bărbați, desigur. Pentru că, chiar dacă cineva este într-un corp masculin, și el poate avea acces la toate aspectele feminității. Debra. Aș dori să vorbim despre unele dintre modalitățile prin care putem invoca energia zeiței, deoarece este atât de important să avem mai mult pe planetă. Așadar, dacă ați putea comenta pe scurt fiecare dintre aceste lucrări. Prezentarea calităților zeiței, cum ar fi a fi mai iubitoare, grijulie, să îngrijească, aceasta este o modalitate de a întruchipa zeița, da? Și apoi, adunându-ne și unindu-ne cu ceilalți pentru a onora și invoca zeița, așa cum facem în grupurile frăției trandafirului, aducând mai multă frumusețe în viețile noastre, făcând vortexul zeiței, dacă ați putea explica pe scurt cum funcționează această tehnologie. Cobra. Vortexul zeiței este o meditație antică din Atlantida, care creează un vortex de energie care aduce și invocă energia zeiței către suprafața planetei. Această meditație a fost postată pe blogul meu și, de asemenea, pe site-ul Frăției Trandafirului. Deci, aceasta este una dintre cele mai puternice tehnici de invocare a energiei zeiței. Debra, și ce puteți spune despre eliberarea noastră de programările sexuale negative? Cobra. Aceasta este de asemenea o parte foarte importantă, deoarece deblochează fluxul de energie Kundalini, iar energia Kundalini este foarte legată de prezența zeiței. Statuile și imaginile zeiței sunt ancore ale energiei zeiței și le puteți folosi ca un instrument pentru a vă conecta mai ușor cu acele energii. Dacă toată lumea s-ar conecta zilnic la energia zeiței, am trăit în paradis chiar acum. Debra. Știam că o să spuneți asta. Pentru a înțelege adevărata energie a zeiței, există cărți pe care le puteți recomanda? Cobra. Există destul de multe cărți despre energia zeiței. Unele dintre ele abordează acest lucru mai mult dintr-o perspectivă istorică, de exemplu, Potirul și Lama. Sau există cărți despre prostituatele sacre. Există și alte cărți, multe alte cărți. Puteți folosi cărțile doar după ghidarea voastră. Debra, va exista vreun punct, fie înainte, fie imediat după eveniment, în care liderii sau membrii Frăției Trandafirului vor fi contactați de către forțele luminii sau mișcarea de rezistență cu privire la rolul și misiunile pe care trebuie să le ia în acel moment? Și unul dintre aceste roluri va fi acela de a preda misterele zeiței? Și dacă da, cum vor fi transmise aceste învățături? Cobra. Imediat după eveniment, acei lideri ai grupurilor vor fi contactați și li se vor oferi anumite instrucțiuni. Și o parte din aceste instrucțiuni va fi să începeți să predați misterele zeiței în conformitate cu înțelegerea lor. Și li se vor oferi noi tehnici, noi revelații, iar unele dintre acestea vor fi destul de puternice și destul de transformatoare, dar și destul de șocante. Debra. Oamenii sunt foarte curioși cu privire la sufletele pereche și la energia sexuală legată de acestea. Acestea sunt aspecte importante ale zeiței și importante atât pentru eliberarea planetei, cât și pentru ascensiune. Deci, acum că Regina Păianjen a fost înlăturată, va fi mai ușor pentru sufletele pereche să se găsească reciproc și să aibă relații sănătoase și pașnice, să poată ancora mai multă iubire divină pentru a ne ajuta să mergem către eliberare și ascensiune? Cobra. Teoretic da, dar practic vorbind, există și alte obstacole care trebuie eliminate. Făcând meditația vortexului zeiței, este cel mai rapid și mai eficient mod de a manifesta sufletul pereche în viața voastră. Debra.
aș dori să vă mulțumesc mult pentru timpul petrecut astăzi și pentru schimbul de informații. Apreciez foarte mult. Cobra, și eu vă mulțumesc că ați făcut posibil acest interviu. Dragi prieteni, mă opresc aici și vă mulțumesc la rândul meu pentru că ați fost alături de mine și că ați avut răbdare să ascultați aceste informații. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!